Bun găsit, dragi prieteni! O mare problemă a zilelor noastre și mai ales a copiilor zilelor noastre este obezitatea. Obezitatea, prin definiția ei, este practic o masă corporală mai mare față de normal, față de media normală, cu 25%, adică cu un sfert. Practic, atunci vorbim despre un obez supraponderal, desigur, în momentul în care depășește cu câteva kilograme media. Da, sunt 12% din copiii din România sunt supraponderali. Și noi vorbim în general despre această alimentație nesănătoasă, defectuoasă. Întotdeauna spunem că și, atenție, la țară sunt, în mediul rural, sunt cei mai mulți copii obezi și cei mai mulți copii supraponderali. Deci nu în mediul urban, ceea ce înseamnă că vorbim despre oameni care nu-și permit practic o alimentație sănătoasă, sau cel puțin asta este explicația dată de specialiști. Da, noi întotdeauna spunem că mâncarea nu e sănătoasă. Dacă nu e la țară mâncarea sănătoasă, unde să fie mâncarea? Da, probabil că, mă rog, acest parizer sau eu știu ce mezeluri sau ce cartofi prăjiți, eu știu, mai mănâncă în exces copii la sate, pe de o parte. Pe de altă parte, eu cred că cea mai importantă problemă a copiilor supraponderali, a adulților, a oamenilor supraponderali și nu mai spun a obezilor, este cantitatea, nu neapărat alimentația care este atât de nesănătoasă, pentru că dacă mănânci puțin, sunt convinsă că problemele de sănătate nu vor fi la fel de grave. Nu am auzit oameni care să mănâncă o felie de parizeri pe zi și să aibă probleme de sănătate din cauza asta. Problema e că mănânci jumătate de parizeri și cu o pâine întreagă, pentru că, într-adevăr, săracii, mulți dintre ei, pentru mulți dintre ei asta este o masă consistentă sau masa principală a zilei, dar hai să ne înțelegem, ar trebui să mai reducem din această cantitate, să reducem și din acest frumos obicei în care ne adunăm cu toții la masă, dar să mâncăm mai puțin, ne adunăm la masă frumos, mai mult vorbim, hai să vorbim mai mult și să bem mai multă apă, mai multe sucuri, mai multe ceaiuri, decât să mâncăm 50 de feluri de mâncare. E o tradiție la români, e un obicei care a devenit unul social, care ne înfrumusețează așa ziua și mai ales zilele de sărbătoare, dar să încercăm să renunțăm la el pentru binele nostru și mai ales pentru binele copiilor noștri. Să mâncăm mai puțin, chiar dacă nu putem să renunțăm la mâncarea proastă, să spunem, sau mâncarea nesănătoasă, măcar să fie mai puțină. Ne revedem mâine dimineață, zi minunată să aveți, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, vă rog frumos!